ușurităm de vestul de viață. Seara! Aplaudăm de așa de putere, băieți și fete și cei din spate. 1, 2, 3 și... Pentru tot ce ai făcut, pentru tot ce faci și vei continua să faci, mamă. Acesta îl va asculta și cei care sunt astăzi în calitate de nepoți, mulți ani mai târziu, și vor înțelege cât de mult contează ceea care le-a fost și este rădăcina. Astăzi stau în fața voastră și văd nu o femeie, văd o luptătoare. Văd acea luptătoare care timp de 60 de ani a știut să investească mai mult în familie decât în ea singură. Astăzi am un mesaj de la cei care au zis așa: niciodată nu este timp pentru a iubi, niciodată nu este timp pentru a mulțumi, niciodată nu avem timp ca să îmbrățișăm. Însă astăzi, mamă, vrem să ne întoarcem la tine și încă o dată să-ți spunem: mulțumesc, mamă! Astăzi ne gândeam noi două cât de interesantă este viața atunci când o ai pe mamă, când este cea care poate să te apeleze dimineața și seara, să te întrebi ce ai mâncat, mamă, în ce ești îmbrăcat, ți-a fost cald, îți este bine, cât de frumos este atunci când ai pe cine să suni și cât de frumos este atunci când poarta mereu este deschisă pentru tine. Astăzi, mamă, îți mulțumim pentru faptul că ne aștepți de fiecare dată în prag, fiindcă atunci când avem noi de suferit, mamă, tu suferi pentru fiecare dintre noi. Mulți ani în urmă, într-o zi de toamnă, ai apărut în această viață. Poate ai visat, mămică, la niște obiecte mai scumpe. Ai visat ca urechile tale să fie pline, poate, de cercei. Însă de fiecare dată când te uitai la un cerceluș, te gândeai: ar sta bine în urechea Tatiana. Ar sta bine acest inel pe mânuță Nădejdei.
ar sta bine acest lănțișor la cât tu, Diane. De fiecare dată, mamă, te-ai gândit la noi, niciodată nu te-ai gândit la tine. Și, mămică, când ai rămas singurică, ai rămas totuși să lupți. Ai luptat cu totul și cu toatele. Și nici măcar un vânt puternic, chiar dacă avânt a fost chiar și astăzi. Mama nu te-a oprit. Ne-ai învățat pe toate. Ne-ai ranjat, mamă, pe toate. Și știi, mulți ani în urmă, multă lume se uita la mătale și spunea, ea n-o să reușească, ea n-o să poată. Însă, mama, astăzi îți sărutăm fiecare degețel a mâinii tale și îți spunem, îți mulțumim, mamă, pentru timpul tău, pentru faptul că ai sacrificat și n-ai avut o tinerețe pe care ai visat-o, dar ne-ai dat toate visele mătale nouă. Ai luat o geantă mică și ai plecat în lumea mare, în lumea în care nimeni nu te aștepta, dar știu, mamă, că ai făcut-o pentru noi. Adormeai în lacrimi și te trezeai tot în lacrimi, fiindcă acasă rămâneau acele două fete care trebuiau să fie aranjate cu de toate. Astăzi, mamă, am crescut. Astăzi, mamă, îți mulțumim pentru faptul că tot continui să ne ajuți. Continui să ne ajuți cu creșterea Alexei. Continui să ne dai o mână de ajutor atunci când o cerem. Și, mamă, noi cerem un lucru de la Dumnezeu. Să-ți dea mulți ani înainte. Să-ți dea putere de acum să te bucuri de viață. Te rog, mamă, gândește-te la tine. Gândește-te la confortul tău. Și, mămică, vreau să-ți spun, mulțumesc pentru ieri. Mulțumesc pentru astăzi. Și în fiecare zi care va veni de astăzi încolo, îți vom spune mulțumesc pentru tot ce ai făcut, pentru tot ce faci și vei continua să faci, mamă. Fiindcă, iarăși repetăm, nimeni niciodată nu te poate opri. La mulți ani! Din partea la cele trei flori ieșite din crenguța voastră, vreau să le numiți dumneavoastră, voi le știți cel mai bine, de la cea mai mare până la cea mai mică. Diana. Și? Tatiana. Aici avem o floare care fetele voastre s-au rugat foarte mult ca ele să fie îmbogățite în mânele voastre. Așa, ia uitați. Nu. Și ne-au rugat fetele să nu o dai tu, Diana, că tu nu știi foarte bine. Să o dea cea care cunoaște cea mai bine pe mama, cea micuță. Ne zicea ceva la telefon și ieri la fel, dar vreau să vă spun că acest coș nu este pentru dumneavoastră, dar acest coș, vă rog frumos să-l împărțiți cu femeia care 60 de ani în urmă, într-o zi de toamnă, era să aducă în casă primul copil al său. După era să vină încă două fete și un băiat și ea era să fie fericit. Mai puține ori ajung în fața unor femei care ajung să aibă vârsta de 60 de ani și în această casă să fie și mama care a dus-o pe lume. Acest coș este plin de sănătate. Acest coș este pentru nemurirea voastră, pentru faptul că ați continuat să educați copiii și ați investit mult în ei. Iar astăzi, una din nepoatele voastre vă va îmbrățișa încă o dată din partea Diana, din partea Nadejdei și din partea ei și să vă spună la ureche. Mulțumesc, bunică, că mi-ai născut o mamă. Îți mulțumesc pentru tot și pentru toate. Bunele și gustoasele pentru masa de sărbătoare. Dar cu siguranță poate va uita de tort. Din această cauză, partea aceasta dulce vin din partea fetelor voastre, din partea doi bărbați îndrăgostiți, Ștefan și Andrei, și din partea celor trei nepoți ai voștri. Pe el scrie la mulți ani și chiar vă doresc din partea lor la mulți ani. Să vă trăiască! Vedeți roșie, nu cumva cineva să vă dea ochi, că arătați bine la 60 de ani.
Vorbeam cu mămica ta la telefon și ea vroia să-ți transmită ție un mesaj. Bine, dar tu ascultă-l nu cu urechea, ci cu sufletul tău de fetiță mică, dar foarte voinică, bine? Scumpa și draga mea fică, sunt mândră că în această viață Dumnezeu m-a binecuvântat cu astfel de fetiță ca și tine. Sunt fericită să fiu mama ta, sunt fericită să fiu tăticul tău și știu că avem un sens de ce facem toate astea, pentru ca ție să-ți fie bine. Suntem o familie din cauza ta, iar ochii tăi albaștri ne dau putere să mergem înainte, să trăiești, scumpa noastră. Știu că au trecut deja 10 zile din ziua în care, pentru prima dată, ne-am cunoscut 10 ani în urmă. Dar să știi, scumpa, că ești mai frumoasă în fiecare zi și mai puternică. Noi te iubim așa cum pot iubi doar părinții copilul lor. Și să știi că atunci când vei deveni mare, cineva te va întreba: Alexa, Alexandra, cum se numește mama ta? Și tu vei răspunde foarte logic. Vei răspunde așa: eu am două mămici. Prima mămică este cea care m-a născut și care a muncit foarte mult ca să nu-mi lipsească nimic. Dar există încă o mămică care, de când eram eu mică, m-a luat în brațe și i-a zis părinților: voi munciți, iar eu am să fac tot posibilul ca ea să fie în mâinile iubitoare a familiei sale. Iar această mămică se numește mămica Vera. E adevărat? E adevărat? Da, aplauzi! Și tăticul tău spune așa că tu de multe ori le spui la telefon și chiar și în luna august când ei au venit acasă, ai spus că tare ți este dor uneori de ei și suferi foarte mult atunci când nu-i poți îmbrățișa. Și tăticul tău este un bărbat foarte puternic, este un Ștefan cel Mare. Și el merge acum în luptă pentru ca ție să-ți fie bine. El te protejează așa cum Ștefan cel Mare, vreo 500 de ani în urmă, proteja țărișoara noastră. Și el tot are o țară și țara aceasta se numește Alexa. Și el a zis așa: te rog frumos, un ursuleț cât mine de mare, pentru ca să protejeze pe Alexa cât ea este acasă. Și mămica te roagă să continui să visezi, să crești mare, să fii fericită, împlinită, femeie independentă, sănătoasă și mereu cu zâmbetul pe față. La mulți ani, Alexa! La mulți ani! Aveți o familie tare frumoasă. Cătăruța noastră a fost foarte plăcută. Ei vă roagă un lucru: să vă faceți Viber și WhatsApp, bine? Să vorbiți frumos, dar că veniți la Solcuța, dar am fiecare zi. O, la poftă bună, eu știu un domn care... Cine cu drag te-a legănat în brațe, cine te-a purtat, cine de mic somnul ți-a vecheat, când ai căzut te-a ridicat, durerea ea ți-a alinat, cu tine împreună lăcrimat. Primii pași i-ai încercat, pe cine întâi tu ai strigat, lângă ea de frică ai uitat. Ea toată viața și-a jertfit pentru copilul ei iubit, rugându-se să fie fericit.
spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine. Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, cine o viață te așteaptă decât mama. Bine ți-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat. Tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut decât mai des să vii tu pe la ea. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine. Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, cine o viață te așteaptă decât mama. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu